Dacă ai putea topi metalul cu mâinile tale, ce ai topi? Imaginează-ți că ești atât de puternic încât ai putea topi fizic metalul cu mâinile tale. Aur, fier și chiar titan. Ce ai topi? Există modalități prin care putem face acest lucru astăzi? Și ce temperatură ar trebui să fie în mâinile tale? Tehnic? Da, puteți topi metalul cu mâinile. Dar nu orice tip de metal. Există un metal atât de moale încât se poate topi la doar sub 30 de grade Celsius. Acesta este cunoscut sub denumirea de galiu, iar după ce te joci în jurul mâinii, doar în câteva secunde, se va lichefia rapid. Există și alte metale care au aceeași temperatură de topire. Ar fi francițul și cesiul. Dar veți dori să stați departe de ele, deoarece sunt radioactive și pot lua foc dacă nu sunt gestionate corect. Marele lucru despre galiu este că în totalitate, în siguranță, poți să-l folosești. Bun, deja putem topi aceste materiale. Dar cum ar fi dacă ai putea topi fiecare tip de metal? Topirea metalului este destul de dificilă. O flacără obișnuită a focului de tabără nu va fi capabil să facă trucul. Este nevoie de o temperatură incredibil de mare pentru a topi metalul și pentru a face acest lucru, oamenii folosesc turnătorii. Turnătoriile sunt folosite pentru a atinge temperaturi extrem de ridicate și pentru a le menține. În funcție de ceea ce doriți să se topească, cum ar fi aurul de exemplu, temperatura trebuie să fie de aproape 1000 de grade Celsius. Acest lucru înseamnă că, pentru a topi metalul, mâinile tale ar trebui să fie atât de fierbinți. Și având în vedere că temperatura maximă la care poate ajunge corpul dumneavoastră înainte de a muri este de 44 de grade Celsius. Veți ajunge să vă topiți dacă corpul dumneavoastră a urcat la aceeași temperatură. Dar să presupunem că vei supraviețui. Dacă vrei să topești metalul, ar trebui să fii precum un cuptor. Nu numai că veți putea topi aluminiu, fier și oțel, dar veți topi de asemenea aproape orice altceva ați atins. Acest lucru se datorează faptului că ai fi la fel de fierbinte ca lava topită. Vei fi o minge de foc uriașă de distrugere. Dar cât de repede ai distruge totul în jurul tău, vei fi la fel de ușor de distrus. Dar cum? Să presupunem că îți faci treaba și vei arde ceva metal. Dintr-o dată începe să plouă sau, pentru că nu sunteți pe foc, se întâmplă ca cineva să arunce ceva de apă asupra voastră. Deodată s-ar produce o explozie masivă. Aceasta se datorează apei care reacționează cu metalul topit la cald. Dacă apa sau orice fel de umiditate atinge metalul topit, atunci acesta se va extinde până la 1600 de ori mai mare decât volumul inițial. Acest lucru creează o explozie masivă de abur care împrăște metalul lichid fierbinte. Dar dacă nu ești extrem de atent, riști să provoci daune grave lucrurilor și persoanelor pe care nu vei dori să le rănești. Topirea metalului cu mâinile noastre goale ar putea suna ca și cum ar putea fi distractiv. Dar nu există niciun motiv să vă doriți să faceți asta. În afară de aspectul frumos, metalul este folosit în toate tipurile de electronice, mașini și chiar în unele medicamente cu prescripție medicală. Metalele sunt o parte esențială a lumii în care trăim și cu siguranță nu am vrea să ocolim distrugerea și topirea tuturor acestora. Dar dacă metalul nu ar fi existat niciodată,